Statele Unite ale Americii și Japonia își întăresc cooperarea în fața amenințării nord-coreene. Un anunț în acest sens a fost făcut de miniștrii de externe ale celor două țări. Unificarea trebuie să fie făcută din motiv că amenințarea cu un atac cu bombă din partea Pyongyang-ului este tot mai aproape să se întâmple, a declarat oficialul american. Și reprezentantul nipun a menționat faptul că această colaborare trebuie să existe din motiv că nord-coreienii testează tot mai frecvent rachete balistice cu rază lungă de acțiune, care se prăbușesc mai apoi în Marea Japoniei. Amintim că numai în această vară Coreea de Nord a testat două rachete, iar președintele acestei țări a amenințat Statele Unite în nenumărate rânduri cu un război.